găsit, prieteni, vă spun și de data, de data aceasta la o nouă ediție a emisiunii Tele Academia Biblică. Este, așa după cum bine știți, o emisiune de tip curs în care învățăm, punem în discuții pasaje, versete din Vechiul Testament pe care împreună cu profesorul Florin Lăiu le analizăm și extragem mesajul potrivit pentru fiecare dintre noi. Așa cu, după cum am spus și data trecută, această ediție este ultima din acest sezon, urmând să luăm o pauză, o vacanță și apoi ne vom întoarce în toamnă. Dacă până atunci, prin studiul dumneavoastră, în, știu eu, în discuțiile pe care le aveți unii cu alții, ajungeți la un verset din Vechiul Testament pe care ați vrea să îl abordeze profesorul Florin Lăiu aici în cadrul emisiunii Tele Academia Biblică, nu uitați să ne dați un mesaj. Scrieți-ne pe Facebook sau pe YouTube sau de ce nu puteți să ne scrieți lucrul acesta la numărul de telefon 0746 folosind aplicațiile Telegram și WhatsApp. Dacă nu aveți aceste aplicații, pur și simplu puteți să ne trimiteți un mesaj, un SMS și puteți să ne, puneți, să ne adresați această întrebare sau putem să puneți versetul pe care nu-l înțelegeți să-l puneți în, în acest mesaj și să ne transmiteți și nouă. Iar după, după aceasta putem să îl punem în lista. Noastră de versete pe care trebuie să le uh, punem în discuție aici Domnule profesor, bun venit și bun găsit și la această ultimă ediție Bun iarăși Cosmine Mă bucur de asemenea, dragi telespectatori, că suntem împreună Încă o dată înainte de a lua vacanță Pentru că după întâlnirea aceasta luăm o vacanță bunișoară până în toamnă Așa este. Data trecută am abordat Isaia 53 cu versetul 9. Acum ce pasaj sau ce verset ne puneți în față? Acum am ajuns la lecția 36 cu cămilele noastre uh -huh. și anume la... Propunem un, un verset din Cartea Deuteronomului, capitolul 32 cu 8. Um. Să citim mai întâi, ca de obicei. Mai întâi <coughs> puțin mai rar așa ca să ne prindă din urmă și uh, cei care au venit mai, mai ușurel, mai încetinel după noi. Bahanahel Elion Goim

ישראל. שגום, חוץ ממרפיזה. בהנחל עליון גויים, בהפרידו בני אדם, יצב גבולות רמים למספר בני ישראל. אני לא מנקודת מה יהיה. מה שורל אלפן, דרוקה, נמות... נוסף וזה טקסט ופרק רנדה. בהנחל עליון גויים בהפרידו בני אדם. יצב גבולות עמים למספר בני ישראל. Bun, ne mai întâlnim cu cuvintele acestea în următoarele slide-uri. Vocabularul, acum ca de obicei. Bah, primul cuvânt. Se vede de la o poștă că este compus, da? Este prepoziția ba plus un verb infinitiv, ifil, han, de la radicalul nahal. Nahal înseamnă a lua în stăpânire sau a moșteni. Dar hifilul, nu uitați că hifilul este cauzal sau permisiv și asta înseamnă a da moștenire sau a lăsa moștenire. Iar bă plus infinitiv, aici este foarte important să reținem, prepoziția bă plus infinitiv se traduce ca o propoziție temporală când a făcut sau va face, în cazul acesta, când el a, când a dat moștenire, când a lăsat moștenire. Elion. Elion vine de la verbul ala, care înseamnă a se înălța. Și înrudit cu prepoziția al. Care înseamnă pe, deasupra. Elion înseamnă superior sau de sus. De exemplu se spune Iazul de sus, Iazul de jos sau eu știu alte denumiri de localități de sus sau de jos. Asta se folosește Elion în cazul acesta. Înseamnă de sus sau superior. Este o referire arhaică și poetică la Dumnezeu când Dumnezeu este numit Elion, de obicei se spunea El Elion, Dumnezeul Suprem sau uh, Superior tuturor celorlalți. Sau, da? Când se, se, spune simplu Elion, asta este cum zice românul, cel de sus. Uh, Traducerile de obicei au cel prea înalt, sau alte denumire asemănătoare, care însă nu sunt populare. Eu prefer cel de sus pentru că este extrem de popular, probabil și în alte limbi, în felul lor. Goim. Goim. Ați auzit probabil termenul acesta frecvent. Goim este pluralul lui Goi. În limba ebraică biblică, rețineți că de Biblie vorbim aici, Goi înseamnă popor sau neam este sinonim cu am, care de asemenea înseamnă rudă, neam, popor. De regulă, traducătorii, adică nu știu să nu spun de toți traducătorii aici, dar cel puțin Biblia cu care ne-am obișnuit noi, a lui Cornilescu și probabil și alte Biblii românești, traduc pe am cu popor și pe goi cu neam. Acum se știe că Goi a evaluat, în, a, a evoluat în a, a, istoria limbii ebraice și a ajuns la un moment dat să capete sensul de păgân în epoca romană. Dar în, în literatura biblică nu are sensul acesta în mod direct, numai prin asociere. Dar și am, pe de altă parte, care e sinonim cu goi, poate să aibă sensuri negative prin asociere. Deci, de exemplu, am a ajuns să însemne în ebraica și în aramaica târzie, de asemenea, după exil, să însemne prost, om de rând neșcolit. Am, am haareț, poporul țării sau omul pământului acolo da, de jos deci și am și goi au ajuns cumva termenii disprețuitori dar în același timp ebraica a păstrat și sensurile vechi ale termenilor așa încât noi ne referim la sensurile inițiale, rețineți vă rog și v-am dat aici niște referințe biblice care arată clar Că în ebraica biblică, goi și am sunt sinonime. Nu este mai legitim să traduci pe goi cu neam și pe am cu popor, ca și cum neamul ar fi mai puțin important decât poporul. Mm. Nu? Din potrivă, când zici popor, poate să însemne în limba română și pur și simplu lume, multă lume. În timp ce neam, ai un sens mai apropiat fie că te refer la neamul nostru românesc, fie că mă refer la neamul meu care. Oricum, e mai aproape decât la foarte românesc sau mai puțin românesc. Nu? Ea da. și ideea de neamuri, neamurile mele, rudele mele. Ori cuvântul am, care e tradus de obicei cu popor, chiar avea sensul acesta de rude. E, și folosit la plural amim, inițial cu sensul de rude. De exemplu, când zice că a fost adăugat la poporul lui. În ebraică acolo e folosit expresia el amau. La, la rudele lui a fost adăugat. Mm. La neamurile lui. Frido Ați observat că primul termen din acest din această strofă a fost Bahan Hael. Da, da? Un... Prepoziția B cu infinitivul de la verbul nahal, Anhel, hifil. Și aici avem același lucru. Este B, Hafrido, este de asemenea prepoziția B plus hifilul, respectiv hafrid, de la radicalul Parad, cu sufixul pronominal O. Deci e foarte important să înțelegem că în ebraică primesc sufixe pronominale nu doar substantivele și, bineînțeles, adjectivele, dar și anumite moduri verbale, de exemplu, infinitivul, participiul primesc, deci se comportă adesea ca substantive și primesc sufixe pronominale. Uh, acest hafrid vine de la radicalul parad, care nu se folosește practic uh, la forma cal, dar în forma hifil se folosește foarte mult. Hafrid înseamnă împărția, separa. Deci, bă, hafrido ar însemna literal în împărțirea lui, adică când a împărțit el în împărțirea în sensul de activitate, în activitatea lui de împărțire, când a împărțit el, deci acest sufix pronominal precizează că este vorba de cineva, de sens masculin, când a împărțit el. Băne Adam, literal înseamnă fiul lui Adam sau copiii oamenilor, cum este tradus adesea este o expresie ebraică, poetică, care se traduce cu oameni. Deci, în ebraică, Adam înseamnă om ca individ și ca specie, mai ales ca specie, Adam. Nu are plural, nu se spune niciodată Adamim în ebraică, sub nicio formă. Dacă vrei să spui că sunt mai mulți, vrei să precizezi că sunt mai mulți, atunci spui uh, Bănei Adam iar acest bănei hmm. Adam arată că vorba de mulți indivizi din aceeași specie sau pur și simplu poetic în sensul că sunt copiii lui Adam urmașii lui Adam Iațev este un verb la imperfectiv persoana a treia masculin singular la uh, forma he feel deci este un imperfectiv he feel că nu este ințov da? Este Iantsev, de la Hifil, Hactel, Hactil, da? De la radicalul Natsav, acesta e radicalul cu trei consoane. Dar observați că aici nu avem pe nun. Când zicem Iantsev, nu apare nun. De ce? Cred că deja ați început să, să intuiți. Pentru că Nun de la Nazav s-a pierdut prin nazalizare atât la forma cal, când zicem ințov, ențov, Tinzov, ințov, in dar și la forma hifil, de asemenea, Atsev, Tatsev, Yatsev. Deci, Nazav înseamnă a sta în picioare, iar la hifil, forma Yatsev înseamnă el face sau va face să stea în picioare. Adică va fixa, va stabili. Sau a stabilit. Depinde cum e cazul de tradus. Aici suntem în poezie. Observați pierderea lui Nun, nazalizat, înainte de consoană. De la Iantzev la Iatzev. Deși este imperfectiv, se traduce cu timpul trecut. El a fixat. Pentru că așa ne arată contextul. Iar în poezie, timpul trebuie ghicit uneori din context, am spus. Deși este imperfectiv, traducem cu. Da, au existat și unele forme din aceste timpuri e, arhaice, e, care. exista un timp, un timp arhaic care semăna cu imperfectivul. Se scria la fel și se pare că aici este confuzia între imperfectiv și acel uh, timp care se referă la trecut, de fapt. Găvulot. Găvulot este pluralul lui găvula, care înseamnă hotar, teritoriu, împrejmuire. Deci găvulot, hotare, feminin plural. Amim. Amim înseamnă popoare, da? Pluralul de la am la mispar. La mispar este prepoziția la, care ca orice prepoziție este polisemantică, potrivit sintaxei, potrivit sensului urmărit. Mispar este cuvânt obișnuit, ebraic, pentru noțiunea de număr. Mispar. Vine de la radicalul safar, care înseamnă a număra de aici vine și sefer, carte, iar denumirea aceasta de sefer, carte, sau cum se spunea pe vremuri sifr, în, în, într-o ebraică mai arhaică, de aici în arabă sifr a ajuns în uh, limbile europene sub forma de cifră, ci sub forma de zero. Zero vine de la zefirum, care tot de la sifră. vine. Și observați, cifră, zero, deci noțiunea asta de număr, Provine de la ideea de saf, safar, a număra, și de asemenea înseamnă și a povesti, pentru că a, num, a povesti înseamnă a enumera, a trece în revistă niște întâmplări. Uh -huh. De prima dată când s-a folosit cartea, sifr, adică textul scris, se pare că n-a fost folosit pentru a povesti întâmplări. Asta se transmitea oral de obicei. Ea a fost folosită pentru a marca anumite tranzacții, pentru a scrie numere sau pentru a, a, a observa dacă s-a făcut norma de muncă, știu, la sclav sau altceva, de a scrie numerele acolo. Asta însemna scrisul inițial. Bane Israel este de asemenea o expresie nominală. În construct cu sensul de fii sau copiii lui Israel. Altfel spus, israeliții. După cum bănei Adam înseamnă oamenii, bănei Israel înseamnă israeliții. Uh, mai departe, critică textuală. Deci ne-am obișnuit cu ideea asta că de fiecare dată ne uităm și în aparatul critic al Bibliei hebraica uh, ebraica Stuttgartensia, și acolo uneori avem niște sugestii cu privire la unii termeni care ar trebui, probabil, corectați. Nu. ni se sugerează niște soluții, pur și simplu nu avem obligația de le urma, dar dacă ești profesionist, în special dacă ești om responsabil, ești interesat să vezi cum a înțeles unul care a studiat mai mult lucrurile astea. Uh, primul termen, Bhanhel, este corectat în uh, aparatul critic BHS, uh, sugerându-se forma Bhanhil în loc de Bhanhel. De ce? Pentru că Bhanhel este Infinitivul Absolut. Iar Hanhil este infinitivul construct. Iar din tot ce știm după regulile gramaticale, b, prepoziția B, se atașează ca prefix infinitivului construct, nu infinitivului absolut. De aceea zice că ar trebui să citim Bahanhil, nu bahanhel este o sugestie. Apare, se zice că în unele manuscrise, în forma Hill. Apoi, yatsiev, verbul despre care tocmai am vorbit. În unele manuscrise apare yatsiv. Și într-adevăr, așa ar fi corect, pentru că dacă este un uh, imperfectiv hifil, care na, în cazul acesta se referă la, la trecut, într-adevăr. Dar imperfectivul în lui Națav, Hifil, ar trebui să fie Iațiv, după toate regulile. Și în unele manuscrise, într-adevăr, apare așa. De aceea, ni se recomandă să citim Bahan -Hil și Iațiv. Asta nu înseamnă neapărat că uh, au fost neatenți masoreții sau alții scribi și n-au mai scris pe iod acolo. Nu, pur și simplu, inițial nu se scria uh, iod care uh, semnifică vocală, care stă pentru vocală. Se scria fără. Și se citea totuși Bahanhil și Ianțiv de ce au vocalizat masoreții cu E acolo în loc de I, nu mi-e clar deocamdată, dar mergem mai departe. Oricum, sensul nu este afectat cu nimic pe calea aceasta. Banei Israel. Când ajungem la expresia Banei Israel, aceasta e varianta din textul masoretic, da? Adică textul ebraic tradițional, masoretic sau masoreți, vine de la cuvântul ebraic masoret sau masora, care înseamnă tradiție. Masar înseamnă a da din mână în mână, a preda și a trăda chiar. Da. Cam așa se întâmplă cu predarea asta din mână în mână, ca telefonul fără fir, adesea. Da? Dar avem nevoie de tradiție oricum, chiar dacă nu e perfectă, numai să nu îndumnezeim, că atunci avem probleme. Textul masoretic care deci varianta Bănei Israel și este confirmată această variantă în Targum, în Bulgata și în Siriaca. Deci în alte versiuni vechi tot așa apare Bănei Israel. Bancă în Targum se și precizează numărul fiilor lui Israel. Că zice, a trasat hotare neamurilor după uh, numărul fiilor lui Israel. Și în targum se și spune, după numai celor 70 de fii ai lui Israel. Asta mm. înseamnă că este o aluzie la uh, Exodul 1, unde se precizează că au intrat în uh, Egipt uh, 70 sau după săptămâna 75, mă rog. Uh. Aici ar fi vorba de o tradiție care compară cei 70 de urmași ai lui Israel care au intrat în Egipt cu așa numitele 70 de popoare din Geneza 10. Ceea ce este o analogie frumoasă, trebuie să recunoaștem, dar în Geneza 10 orice criteriu ai folosit ca să-ți iasă 70, nu-ți iese. După un criteriu îți ies numai 60 ceva, după un alt criteriu, ies mult peste 70. Aparatul critic al Bibliei Hebraica Stuttgartensia însă recomandă să citim aici în loc de Bănei Israel, Bănei El sau Bănei Elim, adică Fiului Dumnezeu. Opa! Asta e diferență interesantă, nu? Fiul lui Israel și Fiul lui Dumnezeu sunt același lucru? Vom găsi în diferite locuri din Biblia ebraică unde israeliții sunt numiți Fiul lui Dumnezeu sau copii lui Dumnezeu. Există asemenea locuri. Așa că nu ne mirăm de analogia aceasta, dar de ce totuși ne recomandă? Biblia Hebraica Stuttgartensia, în aparatul critic, să citim Bănei Eil sau Bănei Elim, adică, cu alte cuvinte, așa trebuie să fi fost la origine scris. Și Bănei Israel ar fi o modificare. Dacă așa este, atunci modificarea respectivă trebuie să fi fost intenționată. Nu poate să fie uh, o peroare vizuală sau auditivă aici a unui scrib. Este o intervenție editorială cu o agendă teologică. Ia să vedem despre ce este vorba. În primul rând, care este motivația emendării textului? Care putea să fie motivația? Se dă explicația aceasta, că din motive teologice, unii învățați evrei au modificat în unele texte ebraice expresii ca fii de Dumnezeu sau Dumnezei, pentru a nu lăsa Biblia să sugereze o realitate politeistă. Deci, ideea că Dumnezeu ar avea fi reali sau că ar exista mai mulți zei. Dar această soluție nu a fost unanimă, deoarece alți învățați evrei au înțeles sensul metaforic al acestor expresii. Că e vorba de fii ai lui Dumnezeu sau copii ai lui Dumnezeu într-un sens spiritual. Sau că se spune acolo. Uh, Dumnezeu sau Dumnezei folosit ca o figură de stil, veți vedea despre ce este vorba. Deci se recomandă revenirea la textul ebraic mai probabil iar aparatul critic al Bibliei a Stuttgartensia când recomandă să citim aici după numărul fiilor lui Dumnezeu deci Dumnezeu el a pus o tare neamurilor, popoarelor lumii, după numărul fiilor lui Dumnezeu? Asta spune ceva, nu? Adică ar vrea să sugereze că toate popoarele sunt fiii lui Dumnezeu? A, eu ar zice, de ce nu? Dacă Dumnezeu vine și spune lui Moise, du-te și zi lui Faraon că Israel este fiul meu, este întâiul meu născut. Prin urmare, nu spune că Israel este singurul meu fiu. Nu, este doar primul născut. Adică, deși nu este el primul în sens cronologic, dar știți cum e în geneza, adesea al doilea sau ultimul chiar devine primul, că așa e la Dumnezeu. Așa vrea Dumnezeu. Nu. No. Există niște criterii acolo, care funcționează și ele pentru un timp. Totul e condiționat în scriptură. Și. Dacă Israel este întâi născut, deci dacă are onoarea aceasta de a fi big brother, nu? nu sună bine, dar este realist în istoria antică, înseamnă că și celelalte popoare sunt copii ai lui Dumnezeu care nu au neapărat poziția de întâi născut, dar sunt și el, fac parte și ele din poporul lui Dumnezeu în sensul cel mai larg, adică întreaga lume. Așa cum Iacov a avut 12 fii, nu? Și i-a dat titlul acesta de întâi născut și o parte dublă de avere lui Iosif. Înseamnă că pe ceilalți nu i-a iubit. Chiar și pe cei pe care i-a mustrat, i-a iubit, că erau copiii lui. Hey. În versiunea veche greacă Așa septuaginta Cum îi zicem de obicei Care se mai scrie și LXX 70, da, așa o să scriem Prescurtat ca să uh, Consumăm mai puțin timp Pe scris Acolo apare scris Cata Arithmon Angelon Teu După numărul îngerilor lui Dumnezeu E observăm foarte interesant, cum se face că Septuaginta aceasta, a fost a fost tot o operă iudaică, a fost tradusă de vrei da, din ebraică în în greacă. Dacă ei ar fi văzut acolo după numărul fiilor lui Israel, așa cum apare în textul masoretic, când au tradus pe la anii 200 ceva înainte de Hristos, că atunci s-a tradus Pentateu în greacă, atunci de ce ar fi tradus ei după numărul îngerilor lui Dumnezeu? Nu le-ar fi plăcut ei ideea de, de faptul că Israel este un fel de etalon pentru celelalte neamuri și de model? Nu le-ar fi plăcut asta? Asta sugerează că este foarte posibil ca în text să nu fi fost nici îngeri și nici Fiul lui Israel, ce altceva. Și unii au preferat să citească îngerii, alții au preferat să citească Fiul lui Israel, ca să evite ceva. Bun, citim mai departe. La fel apare și în manuscrisele la Cumran, la Simmachus și într-un text latin vechi. Adică apar tot îngerii. Deci, înseamnă că această preferință a unor învățați iudei este foarte prezentă. În mai multe cazuri, uh, septuaginta sau targumul au înlocuit cu îngeri oriunde în textul, adică nu oriunde, în mai multe cazuri, da? Unde în textul ebraic este bane Elohim, fie lui Dumnezeu, sau Elohim chiar, Dumnezeu sau Zei. Și septuaginta sau targumul, fie una, fie alta, fie amândouă, au înlocuit acești termeni în mai multe locuri cu uh, îngeri, de exemplu, sau cu cu altceva. Asta înseamnă că nu degeaba e discuția asta despre fiul Israel sau îngerii sau fiul lui Dumnezeu aici, da? De asemenea, Targumul traduce cu Ohlose Malahaya, mulțimea îngerilor, în psalmul 89 cu 7. În psalmul 89 cu 7, în textul ebraic avem bănei lim, fiul lui Dumnezeu. Și Targumul traduce Ohlose Malahaia, mulțimea îngerilor. Interesant că aici, în aramaica asta, acest Ohlose este împrumutat din greacă, de la ochlos care înseamnă gloată sau mulțime. Apare și în Apocalips 7, acest ochlos. Am, am făcut remarca aceasta pentru ca să înțelegem că în vremea aceea evreii au împrumutat multe cuvinte din greacă în iudeo-aramaica pe care o vorbeau. Am verificat lucrul acesta după un uh, dicționar special de ebraică medie din vremea aceea, ebraică mișnaică. Foarte multe cuvinte de origine greacă. Și unii își mai pun întrebarea de ce au fost scrise evangheliile în greacă sau nou testament, dacă erau evrei de ce au scris în greacă? Păi au scris în greacă în primul rând pentru că aceea era limba de cea mai mare circulație și pentru că ei au scris, adresându-se atât evreilor cât și neevreilor care erau în cea mai mare parte în diaspora. Uh -huh. Și vorbeau greacă. Asta era limba pe care o vorbea toți dacă local mai vorbeau unii latină sau eu știu ce altă limbă, dar greacă era universală. Bun, mai departe. În OSEA 2 cu 1 avem expresia Banei El Hai, copiii Dumnezeului viu. Iar în Targum, aceasta apare sub forma Ameida la Haka Yama. Poporul Dumnezeului Veșnic, deci nu copiii Dumnezeu, ci poporul Dumnezeului Veșnic. Mm. Adică, pentru a evita ideea că Dumnezeu ar avea uh, fi, și ca nu cumva cineva să interpreteze lucrul acesta în sens ontologic, uh, în sensul care exista mai mulți zei de momente ca la păgâni, nu? Că exista un zeu principal cu o nevastă cu tot și făceau mai mulți copii, care sigur erau zei toți. Nu e la fel la Dumnezeu și e sigur că uh, învățați evrei, unii dintre ei s-au ca speriat de asemenea idei și au căutat să le eludeze. În psalmul 8 cu 6, uh, avem expresia me Elohim. L-ai făcut doar cu puțin mai prejos decât Dumnezeu. Uh -huh. uh, Adică l-ai făcut așa încât puțin îi lipsește să fie ca Dumnezeu. Asta, asta ar fi sensul. Că e verbul hasar care înseamnă a lipsi. Este o hiperbolă bineînțeles, când zice acolo l-ai făcut pe om cu puțin mai prejos decât Dumnezeu. Este o hiperbolă pentru a arăta cât de mult l-a deosebit Dumnezeu pe om de animale atunci când l-a făcut. Chiar dacă l-a făcut în aceeași zi cu animalele uscatului, dar l-a făcut după chipul lui și a dat în stăpânire uh, toată lumea. Și lucrul acela este uh, foarte mult subliniat în psalm. De aceea zice, l-ai făcut cu puțin mai pre jos decât Dumnezeu sau mai jos decât zeii, s-ar putea traduce foarte bine, numai că e greu de presupus că autorul ar fi, ar fi sugerat pe calea aceasta existența reală a mai multor zei. Și probabil că de asta s-au și temut unii învățați și uh, au căutat să înlocuiască. De aceea, targumul are aici Mim Malahaya. Deci decât îngerii. Și în Septuaginta apare de asemenea Parangelus decât îngerii. În Evrei 2 cu 7, unde autorul citează fie din Septuaginta, fie dintr-o altă versiune greacă necunoscută, zice, l-ai făcut puțin mai prejos de îngeri. Sau unii au tradus pentru puțină vreme mai jos decât îngerii. Observați, textul ebraic zice într-un fel clar, zice Dumnezeu și nu există o posibilitatea ca fonetic sau vizual să să greșească cineva, să confunde Elohim cu Malachim, Nu se poate. Deci este intenționată această schimbare. Poate că v-ați întrebat bine, dar apostolul dacă a citat acolo din Septuaginta. De ce a citat din Septuaginta dacă nu? Astea sunt chestiuni care nu numai în cazul ăsta se întâmplă și în alte situații. Autorii Noului Testament, pentru că scriu în greacă destinatarilor lor și citează de obicei dintr-o traducere cunoscută greacă. Într-un alt text, în Psalm 82 cu 1, prima parte din 1, avem expresia Elohim Nintzav Vadat Eil. Dumnezeu stă în picioare sau se ridică în adunarea lui Dumnezeu. À, în Targum, asta este tradus cu în adunarea sau în sinagoga dreptilor. Iar în Septuaginta apare în forma Dumnezeu, se ridică sau stă în sinagoga sau adunarea zeilor, Teon, da? în mijlocul zeilor judecă, în meso de Teus, în mijlocul zeilor judecă, diacrinei. Ceea ce e foarte îndrăzneț și tot niște evrei au tradus acolo. Dar sigur că ne punem întrebarea Păi cum e posibil ca Dumnezeu să se întâlnească cu zeii și încă să, să le mai și valideze existența judecându-i? Ei bine, în, nu uitați că psalmii sunt poezie și în poezie este posibil orice. În poezie ce morții umblă, hm. în poezie ce zeii trăiesc bine mersi până când îi judecă Dumnezeu și când îi judecă e rău de tot. Ia, a 82 cu 1b, în același verset, spune că el judecă în mijlocul Dumnezeilor. Bă, Elohim. Este clar că nu putem traduce aici Elohim cu Dumnezeu. Pentru că n-ar avea sens să spunem în mijlocul lui Dumnezeu. Dumnezeu judecă în mijlocul lui Dumnezeu. Nu se poate sub nicio formă. Aici, pluralul lui Elohim este un plural logic, nu mai este un plural uh, al maiestății sau onorific, ca de obicei. Iar uh, în Targum a fost tradus Bămeța Daianin în mijlocul judecătorilor. Nu mai este în mijlocul. El nu judecă în mijlocul zeilor, nu pe zeii judecă, ci pe judecători. Da, asta e interesant, ca să nu apară zeii. În versetul 6, le și spune, Elohim ma tem, uvne kul, elion kulhem, sunteți zei sau dumnezei, fii ai celui de sus, toți. Păi cum se poate? Mai și confirmă. Adică psalmul ăsta a făcut special ca să ne facă să, să credem în existența mai multor zei. Realitatea este că exprimarea de aici este ironică. Și cum spun, ați fi voi zei și fie ai celui de sus cu toții. Așa cum vă pretindeți, bun, nu discutăm chestiunea asta. Sunteți sau nu sunteți? Sunteți, mă rog, dar vă trag la socoteală și urmează acolo. De ce se întâmplă în lumea asta, te nedreptăți? De ce se întâmplă asta dacă sunteți, dacă ziceți că voi faceți dreptate? În realitate sunt exact cei care încurcă lucrurile și care după ce s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu și după ce strică lucrurile în lumea asta, pun pe seama lui Dumnezeu toată stricăciunea, toată răutatea, tot răul. Mm -hmm. Și deocamdată se pare că Dumnezeu n-ar vedea, n-ar auzi sau nu-i ar păsa. Dar nu este așa deloc. Vine și ziua aceea când toți Dumnezeii Pământului, cum spune Scriptura, chiar, uite, în Psalmul 97 cu 7, kol Elohim, închinați-vă înaintea lui toți Zeii sau toți Dumnezeii. În uh, targum apare, însă, vai sgădun, kadamoi, colam maiya, palhei, tauta. Se vor închina toate popoarele idolatre. Observați? Uh -huh. nu, nu zeii se vor Popul. închina lui. Dar, în realitate, uh, poetul, psalmistul, a folosit expresia asta uh, de o mare forță care arată că zeii popoarelor nici nu, nici nu contează dacă există sau nu există, poporul lui Dumnezeu are porunca de a nu-i păsa de zei altor popoare și de a nu cerceta chestiunea aceasta. Pentru că cercetarea poate să ducă uneori la niște descoperiri nenorocite, fiindcă îngerii răi au învățat să-și folosească puterea și să convingă uneori pe oameni de lucruri care nu sunt reale. Așa cum este, de exemplu, un spiritism practic, aceea care, mă rog, se pretinde că ar fi vorbirea cu morții. În realitate e vorbirea cu dracii, care pun mască de masca celor dragi, ca să ne păcălească și să căpătăm încrederea în ei, să ne mai ducem. Că până la urmă căpătăm niște informații care pot fi destructive, ca în cazul lui Saul. În Psalmul 96 cu 7, în același text, în Septuaginta, spune Proscinesa te pante soi angeloi au tu. Închinați-vă înaintea lui toți, voi toți îngerii lui. Observați? Și aici, deși textul ebraic spune zei, Dumnezei, totuși în Targum zice popoare idolatre, iar în Septuaginta îngerii lui, ca să se evite ideea de Dumnezei. Chiar și în epistola către evrei, care aici se folosește de Septuaginta, zice toți îngerii lui Dumnezeu să i se închine. Deci este pur și simplu poezie pentru a sublinia că Dumnezeu este judecător suprem deasupra oricărei puteri reale sau închipuite. Regi și îngeri rebeli care înșală popoarele să se închine altor puteri decât Dumnezeului Creator. Asta este înșelăciunea. Concluzii la problema din Deuteronom 32 cu 8. Ceea ce în textul masoretic apare ca Bănei Israel, iar nu în unele versiuni vechi ca îngeri, deci, fiul lui Israel sau îngerii, este cel mai probabil o modificare făcută de învățați evrei din motivele teologice deja expuse mai sus. La origine, textul trebuie să fie conținut o expresie de tipul bnei el sau bnei elim, care a fost astfel eludată, să nu care cumva să creadă cineva că toate neamurile ar fi copii ai lui Dumnezeu și că le-a pus Dumnezeu hotare ca lui Israel. Dar știe cineva numărul îngerilor? dacă îl spun, pe numărul îngerilor, sau numărul fiilor lui Israel, 12, ăștia erau fiii lui Israel, de obicei, oriunde găsim scris, au cei 12 fii al lui Israel, da? Numărul ăsta de 70 sau 70 ceva apare de două ori, apare în Geneza și în Exodul 1, cu ocazia intrării în Egipt. Și, sigur, e un num număr semnificativ, de aceea este comod și Pus așa ca un număr rotund. Iar în Osea 1 cu 10 spune că numărul fiilor lui Israel va fi ca nisipul mării. Acolo chiar se folosește expresia de număr. Numărul fiilor lui Israel va fi ca nisipul mării. Prin urmare, care este numărul uh, lui Israel după care au fost împărțite aici hotarele neamurilor? Nu e nici Israel. Dar cu numărul fiilor lui Dumnezeu cum este? Dacă ne referim, la adică dacă încercăm să numărăm pe fiii lui Dumnezeu, acum, în primul rând, trebuie să identificăm. Ce, la asta nu ne pricepem. Și sigur că nu poate să fie vorba aici de un sens ontologic, de niște fii ai lui Dumnezeu, adică niște odrasle fizice ale lui Dumnezeu. Așa ceva nu există. Um, dar, în sens uh, metaforic, spiritual, expresia este folosită în Biblie și în, uh, ebraică, în Biblia ebraică, dar foarte frecvent în Noul Testament, unde fiai lui Dumnezeu sau copii lui Dumnezeu sunt cei care poartă chipul moral al lui Dumnezeu, care, uh, care s-au dedicat lui Dumnezeu, cei care sunt credincioși lui Dumnezeu, chiar dacă nu sunt perfecți. Iar, într-un sens mult mai larg, întreaga lume, toată omenirea, sunt copiii lui Dumnezeu uh, și avem de învățat ceva de aici. Acum să citim textul cu emendările pe care le-am uh, subliniat. Ce înseamnă emendare? Când vorbim de critică textuală, emendare este, să zicem așa, re restabilirea sau reconstituirea textului, a formei textului, așa cum trebuie să fi fost ea la origine, sau în orice caz, într-o formă anterioară formei pe care o avem în textul ebraic sau original, actual. Deci citim aici, în locul de bahan Bahanhil da? Bahan Elion Goim, Bahafrido Frido, Bănei Adam, deci când Dumnezeu a dat, când cel de sus a dat moștenire neamurilor, când am împărțit el, Bahafrido Frido, Adam, când am împărțit el pe fiul lui Adam, pe oameni, da? sau i-a despărțit, i-a țiv amim, a pus hotare popoarelor la spar Bănei el după numărul fiilor lui Dumnezeu. Ce frumos sună. Cuvintele acestea știți ce ne le-a zis? Moise, tot acela care uh, l-a speriat pe faraon cu expresia aceasta, Israel este fiul meu, este întâiul meu născut. Întâiul născut al lui Yahweh. Faraon avea vestui zei și el era întâiul născut al lui Ra. Și mă rog, era în bune relații cu toți zeii pe acolo, avea și specialiști care, magicieni care îi făceau tot felul de numere magice ca să convingă pe cineva, pe mulți, dar Dumnezeu a ieșit învingător, Dumnezeul lui Israel, care pentru prima dată în istoria biblică a primit numele Yahweh, la exodul lui Israel din Egipt, când Israel a devenit poporul ales al lui Dumnezeu. Prin credință. Și noi prin credință putem să fim sau să rămânem ai lui Dumnezeu, copii ai lui special. Și dacă în lumea asta nu mai găsim un hotar, un loc pentru noi, spune și Vechiul și Noul Testament, cum zicem noi creștinii, ne, ne promite Dumnezeu un loc pe, în noua lume pe care El o va crea după încheierea judecății. Dumnezeu să fie cu voi și să ne întâlnim cu bine la toamnă, în octombrie. Mulțumim frumos pentru prezentarea, și din această ocazie, și din sezonul acesta. De ce nu? Pentru că uh, trebuie să recunoaștem că am avut uh, uh, multe uh, Multe lecții interesante împreună cu dumneavoastră. Mulțumim pentru efortul pe care îl depuneți în fiecare ocazie de a veni cu aceste materiale în, în înaintea noastră și înaintea urmăritorilor. Slavă Domnului! Proiectem. Mulțumim pentru că o faceți, pentru că, dragi priet prieteni, trebuie să știți că munca aceasta din spatele emisiunilor este una destul de mare și nu este chiar simplă. Și mulțumim domnului profesor pe, pe calea și colegilor aceasta. colegilor noștri de la tehnic. Care nu se văd, dar există. Sunt multe lucruri în lumea asta care nu se văd, dar există, pentru că se văd efectele. Așa este. Dragi prieteni, acestea fiind zise noi punem punct ediției în această ocazie, punem punct sezonului pe care l-am avut pe care îl închiem aici ne revedem în toamnă cu, cu noi forțe să zic așa, noi nu vă dorim altceva decât să aveți o par, să făți parte de o vară frumoasă, Dumnezeu să vă călăuzească și în toamnă să ne revedem sănătoși și bine fiecare dintre noi, nu uitați, rămâneți aproape de proiectem, abonați-vă la canal de YouTube, pentru că merită să, să fim aproape și în perioada aceasta uh, a verii. Până data viitoare, de fapt până în toamnă, vă dorim uh, numai bine, Dumnezeu să fie cu dumneavoastră și să ne revedem uh, la, la noi ediții și la noi emisiuni aici, la Proiectem. Cu bine!